The seasons come and go like thoughts of you. Hei, bună tuturor! Eu sunt Alisa și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Alisa Slime. În acest videoclip o să vă învăț cum puteți să faceți slime fără lipici. Am descoperit recent această rețetă pe canalul George DIY și voiam să vă arăt și vouă cum puteți face slime numai cu detergent de vase și cu un activator de slime, adică borax sau persil sau altceva. Pentru început veți avea nevoie de ceva în care să amestecați, ceva cu care să amestecați, borax, dar și acest tip de fairy, de rodi și portocale roșii. Trebuie să agitați mai întâi foarte, foarte bine acest recipient. Dacă nu vreți, puteți pur și simplu să amestecați în recipient. Acum veți pune conținutul din fairy cât vreți voi. Și pur și simplu veți adăuga puțin câte puțin borax. Pus cam mult. La început nu se va forma foarte bine, dar trebuie să continuați să amestecați. Slime-ul a devenit așa, trebuie să continuați să amestecați pentru ca slime-ul să se poată lega și să poată să absorbă aceste particule care au rămas pe din afară, deoarece fairy-ul este făcut din puțin PVA, mai puțin decât lipiciul, așadar trebuie să continuați să amestecați. Slime-ul a ieșit așa, nu este exact ca slime-ul obișnuit deoarece este puțin overactivated, adică mai activat decât cel normal, însă este o variantă bună pentru când nu ai lipici. Și trebuie să aveți grijă ca detergentul și activatorul pentru slime să se potrivească, pentru că dacă nu aveți activatorul potrivit, nu o să vă iasă slime-ul. De obicei merge numai cu borax, dar puteți să încercați și cu altceva. Și cam acesta a fost videoclipul și slime-ul, sper că v-a plăcut și nu uitați de like, share și subscribe. Pa!